Și discutăm mai departe despre acest caz șocant cu domnul Tudorel Butoi, psiholog criminalist. Bună ziua, domnule Butoi, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vedem că sunt persoane mascate care au decis să aducă cadavrul într-un loc public, nu să-l arunce, nu să-l ascundă. Ne-ar duce cu gândul la o răzbunare în stil mafiot, dar pe de altă parte ne-am putea gândi că ar fi vorba și de niște amatori. Ce spune instinctul dumneavoastră după atâția ani de experiență în domeniu? În primul rând mă bucur că speța este abordată rapid. Și din informațiile dumneavoastră care sunt pe surse, sursele fiind polițiști, se pare că ipotezele și versiunile luate în calcul sunt viabile. Ceea ce mă bucură foarte mult. Vedeți dumneavoastră, este un segment care ne scapă. Segmentul între 8 și 16 ani capătă particularități. Ei scapă de sub influența părintească, scapă de sub influența școlii, nu-și formează capacitate de autocontrol, discernământ nu au, așa cum îi prezumăm, și ajungem la chestiuni din astea. Deocamdată, din punctul meu de vedere, trebuie să se pedaleze pe disparițiile de persoane. Ce persoane au dispărut în ultimele 24 de ore, care persoane să aibă caracteristicile de individualizare și anatomo-corporale ale micuței găsite abandonate. Și de la persoanele dispărute se merge spre cadavrul cu identitate necunoscută ce avem acum și odată cu identificarea victimei se merge la cercul de prieteni, de relații și la ultimele persoane care au văzut-o în ce împrejurări, în ce cerc de prieteni și așa mai departe și a nu știu câta oară fac apel la făptuitorii ăștia să se predea, pentru că, în opinia mea, nu sunt persoane majore, pot fi, exact ce spuneți, începători, pot fi din cercul lor de prieteni, predați-vă pentru faptul asta de bravură ca să vă puteți bine bucura ar fi, de bine ar fi să se predea, dar pentru cât... că veți fi identificați. Cât de dificilă va fi totuși ancheta în condițiile în care, cât de dificilă va fi însă ancheta în condițiile în care cadavrul a fost aruncat în altă parte și deocamdată nu se știe locul crimei. Cât de greu le va fi anchetatorilor să intre pe fir și să ajungă la locul faptei și implicit la făptași? La făptași se ajunge numai după ce se parcurg pașii pe care vi-am spus. Deocamdată se coroborează reclamațiile de persoane dispărute cu caracteristicile cadavrului cu identitate necunoscută. Restul vor veni de la sine. Categorică nu e fapta acolo, categorică a fost transportată, de aici și alte ipoteze, poate ne trebuie să găsim făptuitori cu un mijloc de transport, cu mașină și așa mai departe. Poate vom vedea ce relație leagă victima de făptuitor și eu nu exclud componenta sexuală în această poveste și am mai trecut prin astea, polițiștii știu despre ce e vorba, ușor nu e, criminalistica e frumoasă, dar e grea.